contacte artistice reușiți să... sau nu reușiți, nu știu. Da, nu reușesc să vin în fiecare an, dar într-adevăr sunt chemată în fiecare an și mărturisesc în ultimul timp, de fapt de când am plecat, e singurul festival la care ajung, pentru că predând și la New York University, la noi se închide anul universitar în mai, la mijloc de mai. Și atunci, practic, e singurul festival unde pot să plec fără să pierd cursuri la New York University. Deci și din motivul ăsta vin la Sibiu și pentru că datorită Sibiului pot să mă reconectez la Teatrul Românesc și să văd cumva ce am pierdut, ce mai e interesant, ce noi spectacole au apărut în anii pe care eu nu i-am petrecut aici. De pentru mine Sibiu e un fel de sinteză culturală, e un fel de rezumat pe care mi-l fac, mi-l provoc și pe care România mi-l face referitor la pulsul teatral aici. De asta vin mereu, pentru că e și în mai, mi se pare interesant, e viu, îmi place Sibiul. Constantin Chiriac mi se pare un manager pe cuvânt de anvergură internațională, are viziune, știe ce e nou și interesant. Deci mă simt bine aici, practic, de asta. Dacă v-ar propune un regizor să veniți să lucrați ca acolo, împreună cu actorii, în funcție de actori, așa cum deja s-a și început și în România, ce ați face? Ați putea să onorați o asemenea invitație? Da, aș veni, eu lucrez pe proiecte, deci depinde când îl planificăm. Cum spuneam, dacă e de pe 15 mai, pe 15 iunie, eu îmi planific acea lună să vin să fac un proiect aici. Eu lucrez foarte mult acolo și pe proiecte variate. Deci totul e o problemă de a vedea când și unde și eu sunt foarte professional cum se întâmplă acolo. Lucrez pe proiect, îl stabilim, vin, luna aia mă dedic scrisului acelui text cu actorii, pentru actorii, depinde cum decidem să fie formula, totul va fi foarte clar și sunt sigură interesant, pentru că eu sunt foarte maleabilă și m-am profesionalizat, cum spuneam, în aceste vari sensuri de a lucra cu textul dramatic. Și cred că pot aduce lucruri noi aici în România. Cred că au ce învăța și cei de aici din experiența mea americană. Chiar mi-ar place să fiu chemată mai des și să existe acest interes și deschidere către experiența mea americană și la ce pot eu să ofer din ce am învățat acolo, din ce predau, din ce am lucrat acolo. Ați schimbat o mulțime de probleme din România cu altele de alt gen și ați devenit, cum spuneați în conferință, un cetățean globalizat. Pentru un dramaturg, sigur, sfera de inspirație a crescut enorm în America, dar cum vă simțiți ca european în continentul marilor speranțe? Da, nu, e interesant. Identitatea mea s-a modificat odată ce am ajuns în Statele Unite. Aici scriam piese ușor absurdiste, alt tip de problematică. Sigur, românească, dar și filtrată prin experiența mea personală aici, însă categoric nu eram preocupată de lucrurile acestea mari, globale. Odată ce am ajuns în America, am devenit preocupată de lucruri politice, sociale, de a vedea identitatea mea în comparație și în perspectiva acestor structuri globale. Am început să fiu preocupată de ideea de putere, de țară mare, de țară mică, de discursul puterii, de diversele discursuri individualizate pe diverse continente și în diverse spații sociopolitice și culturale. Deci, cred că, în primul rând, anvergura mea ca scriitor s-a modificat când am devenit preocupată de probleme mult mai ample, mari, și în același timp cred că am început să am o altă perspectivă și asupra identității mele est-europene, românești. Cred că într-un fel s-a produs această mutație, lentila mea de contact cu lumea s-a amplificat și am început să mă uit la lucruri într-un alt fel. Cum spuneam, personajele mele sunt în general imigranți și reflectă această negociere permanentă între vechile valori din țara veche și noile valori din Statele Unite. Mi s-a părut că vorbiți foarte mult despre România la trecut. În ce an ați plecat?
Și când vreți să reveniți pentru o perioadă mai lungă de creație? În 2001 am plecat, de asta am ajuns acolo exact o săptămână înainte de 11 septembrie. Deci pentru mine acel moment a fost, m-a marcat profund. Și știți cum se spune că acel moment a fost pentru New Yorkers, pentru cei din New York, atât de fundamental încât faptul că ai fost acolo, că ai fost parte a lui, înseamnă că am fost partea comunității acelor din New York și am început să mă simt ca un locuitor al New Yorkului imediat. Pentru că acea traumă, acel moment, ne-a adus pe toți mai aproape. Și, într-adevăr, având o asemenea amplitudine în momentul 11 septembrie, toate experiențele mele și ceea ce scriam și ceea ce studiam și ceea ce făceam zilnic, cumva s-au legat de asta, de identitatea americană, de acele probleme ale momentului. Un an, 2001-2002, totul era legat de lucrul ăsta. În New York toată lumea era preocupată de momentul 11 septembrie, de cum îți revii după asemenea traumă. Deci nu pot să spun că nu m-au marcat acele lucruri și cumva am devenit absorbită de acea identitate americană, chiar dacă mi-am păstrat rădăcinile românești. Dar recunosc că o vreme, 4 ani, n-am venit deloc în țară. Plus că erau probleme cu viza. În momentul ăla ți-era frică să pleci înapoi în țară pentru că poate nu-ți mai dădeau viză să te întorci. Deci era un moment foarte interesant pentru New Yorker și pentru străinii aflați în New York, pentru că dintr-o dată eram acolo și, da, nu-ți venea să mai pleci. Deci n-am venit 4 ani deloc. Am venit apoi în 2005, am venit în 2006, am venit în 2007 și acum în 2009. Deci, practic, nu am revenit prea mult în România, îmi dau seama. Și aș vrea, vreau să mă reconectez și să văd în ce măsură poveștile mele, ceea ce creez eu, e relevant aici, la ora asta. Și în ce măsură mă pot readapta și găsi un spațiu creativ și povești și lucruri interesante de spus aici, românilor. Pentru că un dramaturg nu există în afara publicului, practic, și în afara echipei de creație, dar publicul este extrem de important. Cui îi spui poveștile tale? Publicului american? Da, le spun acele povești cu imigranți, pentru că e important pentru ei să înțeleagă acei oameni. Dar ce povești spun eu aici publicului român? Eu v-aș propune să vă aplecați, poate, chiar și asupra acestei emigrații românești, cu toate absurditățile ei, cu toate luptele, cu toate problemele. Sunt, cred că un dramaturg de înălțimea dumneavoastră, stând chiar acolo și observând din punctul de vedere atât al americanilor, cât și a unui român plecat în 2001, ar putea să creeze o foarte interesantă piesă de teatru și românească și americană. Să vă urmez sfatul, da, să încerc să nu știu, mă gândesc că asupra acelui gen de emigrație, de toate felurile, nu se va apleca nimeni decât tot un român. Eu am personaje români, imigranți în Statele Unite, deci deja scriu despre asta. În Waxing West, piesa care a luat premiul de teatru inovator, e un personaj, o fată din România, personajul central. Deci scriu despre români aflați în America sau ajuns și în America. Probabil acum trebuie să mai găsesc subiecte și asupra care reflectă această zonă inversă de oameni care se întorc în România sau probleme care se referă la România într-un mod mai direct.